Reviților, m-am bucurat de învățăturile care s-au dat astăzi în Casa Domnului, referitoare la lucrarea Duhului Sfânt, la prezența persoanei și plinătatea puterii, lucrarea, motivația lui Dumnezeu pentru introducerea lucrării Duhului Sfânt în dispensațiunea Harului. Și aș vrea în seara aceasta, pornind de la faptul că pachetul acesta complet, pe care nu-l putem rupe și să alegem din el ce vrem noi, pentru că nimic nu este opțional în acest pachet, ci este imperativ. Apreciez foarte mult modul în care fratele păstor Radu Pavel a subliniat că nu putem să confundăm, sunt multe denominații, frații noștri pe care îi prețuim, îi iubim și dorim ca Dumnezeu să-i lumineze și să-i umple de puterea Duhului Sfânt, care confundă și izolează lucrarea Duhului Sfânt numai în ce privește nașterea din nou. Și spun, când am crezut, am primit tot. De aceea Pavel le spunea ucenicilor, ați primit Duhul Sfânt când ați crezut, pentru că este posibil să nu fi primit Duhul Sfânt când ați crezut. În ziua cincizecimii, atunci când au venit la apostol și au spus fraților ce să facem, apostolul Petru a prezentat acest pachet complet, acest parcurs complet al pretențiilor pe care Dumnezeu le are să ne încadrăm, să acceptăm ceea ce Dumnezeu oferă, fără să selectăm, fără să alegem și fără să ne oprim undeva. A spus, pocăiți-vă, lucrarea pocăinței este o lucrare complexă care implică regretul și lepădarea de trecutul păcătos, îmbrățișarea neprihănirii lui Hristos prin credință, transformarea vieții, a minții și a vieții, nașterea din nou despre care se vorbea, botezul în apă, apoi veți fi botezați, care reprezintă mărturia unui cuget deja curat. Asta însemnând că s-a produs nașterea din nou. Motivul pentru care avem catecheză, motivul pentru care avem mărturisirea candidaților, este pentru că trebuie să ne convingem și să fie ei convinși că înainte de botezul în apă au experimentat nașterea din nou. Dacă n-au experimentat nașterea din nou, credeți-mă, se pot răcori mai bine într-un bazin de not și se pot spăla mai bine acasă la ei. Nu trebuie să fac o baie în baptistierul bisericii. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și eu ca om, în fața acestei progresii de ordin divin pe care Dumnezeu a poruncit-o, pe care apostolii au afirmat-o, vin și spun, mă opresc aici, nu-mi trebuie decât atât. Este o mare greșeală și este o mare pagubă. Aș vrea să motivez pe fiecare dintre cei care sunteți aici să stăruim și să acceptăm lucrarea plenară pe care Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt în viața noastră. Sunt trei oficii ale Duhului Sfânt care implică beneficii personale în viața credinciosului. Noi știm că prin Duhul Sfânt lumea este convertită, atrasă la Dumnezeu. De fapt, de la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, toate lucrurile se fac prin Duhul Sfânt. Și nimic bun
și eficient nu se poate face fără Duhul Sfânt. Primul oficiu al Duhului Sfânt. Ce este Duhul Sfânt? Pentru mine. Este un Duh mărturisitor, care mărturisește. Vreau să observați în Fapte, în capitolul 10, atunci când apostolul Petru merge în casa lui Corneliu, Corneliu și casa lui nu se calificau din punctul de vedere al evreilor să li se predice Evanghelia, să intre un evreu în casa lor, să stea la masă cu ei un evreu, să aibă părtășie cu ei un evreu, pentru că erau considerați necurați. Dumnezeu intervine și prin revelația pe care i-o dă lui Petru, îl convinge să meargă, să intre în casă și să stea cu ei. În baza acestei porunci a lui Dumnezeu, Petru se duce și le predică Evanghelia. Și în timp ce le predică Evanghelia, sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Acum, asta nu neapărat strică ordinea lucrurilor. În timp ce le predica cuvântul, ce a făcut Duhul Sfânt? A făcut cuvântul viu și lucrător, i-a sfințit și i-a născut din nou. Ca rezultat al nașterii din nou, în mod normal, Petru trebuia să-i bage în apă și să-i boteze. Pentru că ei au crezut. Necazul este că Petru și ceilalți apostoli evrei încă nu botezaseră un păgân convertit. Și nu puteau să înțeleagă că nu trebuie să fii evreu ca să fii creștin. Și ascultați. De la versetul 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Ce au văzut și ce au auzit? Pe ce au văzut și ce au auzit? În ziua cincizecimii. Vedeți imediat lucrul ăsta. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos și atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile. S-a întors acasă și cum era de așteptat, frații de acasă l-au luat în primire pe Petru. Petru a fost apostol, Petru a fost un apostol proeminent, dar n-a fost pontif suveran. Frații l-au luat la întrebări. Ai intrat să stai la masă cu cei netăiați împrejur? Și ca să se apere, Petru le spune în versetele 17 și 18, deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Ei, după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Câteva capitole mai târziu, în Fapte, capitolul 15, adunarea bisericii din Ierusalim, atunci când s-au adâncit conflictele referitoare la convertirea neamurilor și adoptarea neamurilor din punctul evreilor creștini de vedere în sânul bisericii și condițiile pentru care un creștin să fie creștin, Petru spune în versetul 8, și acum ascultați, și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei, Duhul mărturisitor. Ce-a mărturisit pentru ei? Și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Petru putea să aibă o părere foarte bună despre Corneliu. Petru putea să spună, măi, sunt civilizați, au ascultat cu atâta atenție predica, au pus întrebări, ăștia chiar vor să se pocăiască. Niciun creștin tăiat împrejur nu ar fi acceptat explicațiile lui Petru. Până în momentul în care Petru a spus,
Au primit Duhul Sfânt. Dumnezeu a mărturisit pentru ei să-i primim, să-i acceptăm fără altă condiție. Dacă i-a botezat, ne tăiați împrejur, ne tăiați împrejur să rămână. Dacă i-a primit fără sabat și i-a botezat cu Duhul Sfânt, fără sabat să rămână. Fără zile noi și sărbători și adunări de sărbătoare, fără ritualuri și fără porunci legate de anumite feluri de mâncare. Este Duhul mărturisitor. Vedeți, despre Domnul Iisus se menționa mai devreme, a mărturisit Duhul Sfânt ca Ioan să-L accepte și să-L prezinte ca fiind Mesia. Avea nevoie de un anunț oficial Domnul Iisus Hristos, de la premergătorul său, cel care i-a pregătit calea. Și Ioan spune, am așteptat semnul. Semnul a fost pogorârea Duhului Sfânt în chip de porumbel. Când am văzut asta, am știut cine este Mesia. Dragii mei, din punct de vedere personal, Duhul Sfânt mărturisește, dar ascultați ce spune Apostolul Pavel. Și însuși Duhul Sfânt, versetul 16 din Romani 8, însuși Duhul adeverește sau mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. În momentul în care ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, prin această mărturisire a Duhului Sfânt, adeverire a Duhului Sfânt, se afirmă în fața celorlalți calitatea ta de copil al lui Dumnezeu și este întărită siguranța ta că ești primit de Dumnezeu și acceptat ca și copil al Lui. Al doilea oficiu cu impact personal în viața fiecăruia dintre noi este Duhul Sfânt mijlocitor. Noi știm că oficiul de mijlocire la dreapta Tatălui îl are Domnul Iisus Hristos. El este mijlocitorul. Dar dacă Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul sau intermediarul, doar prin El, doar prin jertfa sa, doar prin sine avem intrare slobodă la Tatăl, ce fel de mijlocitor este Duhul Sfânt? Tot în Roman capitolul 8, cuvântul Domnului spune, de la versetul 26, și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, și atenție, sunt multe slăbiciuni unde avem nevoie de ajutor în viața aceasta. Și puterea Duhului Sfânt compensează aceste slăbiciuni. Știți cât de repede a făcut Dumnezeu din apostoli, martiri, evangeliști, apostoli, după ce au fugit și s-au împrăștiat, după ce Petru s-a lepădat? Nu în 10 zile. Că în alea 10 zile încă stăteau ascunși. Știți când au ieșit din casă? În momentul botezului cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a compensat toată timiditatea lor, frica lor. Dar există o slăbiciune pe care Duhul Sfânt o compensează de minune, și anume parțialitatea cunoștinței noastre. Zice că nu cunoaștem decât în parte. Mai pe șleau, ignoranța noastră. Suntem ignoranți cu privire la multe lucruri. Fratele pastor Adi vorbea mai devreme despre secretele lui Dumnezeu pe care ni le revelează. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem. Citim versetele acelea din Scriptură unde spune că suntem păziți, protejați, că nu se poate întâmpla, și formă când ni se întâmplă ceva, nu înțelegem. Intrăm în ignoranță. Nu pentru că Dumnezeu își abdică rolul de protector. Toate promisiunile Lui sunt adevărate și rămân în picioare. Dar există motive
pe care Dumnezeu le are să procedeze diferit în anumite instanțe. Vă aduc aminte că pe Iacov l-a dat în mâna călăului să-i se taie capul, în vreme ce Petru a fost eliberat din temniță. Apostolii și-au continuat lucrarea în vreme ce Ștefan a fost îngropat sub ploaia de pietre. Și când se întâmplă asemenea lucruri, intrăm în panică pentru că nu știm și nu înțelegem. Uitați-vă la Apostolul Pavel, când explică aceste mari dileme ale vieții de credință, spune știm, 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 sau nu vrem să fim în necunoștință de lucrurile acestea. Ei, ascultați, de multe ori ne apucăm să ne rugăm pentru un lucru și nu știm cum să ne rugăm. Cum să ne rugăm? Și aici zice, Duhul ne ajută în slăbiciunea acestei ignoranțe, limitelor noastre. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. În urmă cu 2 ani am stat câteva săptămâni sub un mare semn de întrebare. Și în perioada respectivă am ajuns la o răscruce a gândurilor, o totală nesiguranță cu privire la ceea ce ar fi sau n-ar fi bine. Și după ce le-am frământat și le-am întors pe toate părțile, am ajuns la concluzia că am nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Și atunci când m-am rugat, fără neapărat să existe o experiență explozivă, pentru că Duhul Sfânt este uneori doar un susur blând, am simțit în Duhul meu să mă rog într-un anumit fel. Dar felul în care m-am rugat era complet diferit de ceea ce simțeam, ceea ce îmi spunea intuiția. Mă ajută memoria pentru că în urmă cu 2 zile am survolat puțin mesajele pe care le-am primit și pe care le-am așezat într-un dosar special pe telefon în exact aceeași zi. Am primit un mesaj scris de la un vas de lucru care a început descoperirea exact în felul ăsta. Nu te îndoi, pentru că rugăciunea pe care ai rostit-o este după voia mea, pentru că n-ai făcut-o tu din înțelepciunea și din mintea ta, ci te-ai rugat cu cuvintele pe care ți le-am pus în minte și în inimă. Hai, fraților, când ai o asemenea experiență, te faci penticostal în câteva secunde. Și dacă n-ai auzit niciodată de penticostali. Am luat foc! Și s-a terminat cu slăbiciunea, cu nesiguranța? Pentru că cel ce cercetează inimile și care știe această nesiguranță, care cunoaște frământările tale lăuntrice, căutările tale, să găsești locul ăla unde să simți că ești în planul și în voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt intervine în mod supranatural și îți spune în inimă
rugăciunea Duhului Sfânt pentru tine, pentru viața ta. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că nu știm cum să ne rugăm. Rugăciunile noastre de multe ori sunt comenzi pe care le dăm lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să du-mă acolo, rezolvăm problema aia așa. Nu-i așa? Sunt comentarii pe care le facem, nu întrebări și nu cererea de călăuzire. Ori Duhul Sfânt vine, acoperă această nesiguranță, acoperă această bâșbâială omenească și ne așează în voia lui Dumnezeu. Ăsta este Duhul Sfânt mijlocitor de care ai nevoie, de care am nevoie. Și apoi, în al treilea rând, și cu asta închei, despre asta știți mult mai mult, dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan și, într-adevăr, cel mai adânc pătrunde în problema aceasta a lucrării Duhului Sfânt și a oficiilor Duhului Sfânt, Ioan, capitolele 14, 15, 16, în patru versete din aceste trei capitole, 14, 15 și 16, Duhul Sfânt e numit mângâietor sau mângâietorul. Dar vreau să specific un lucru și nu intru în amănunt, pentru că probabil cel mai complex oficiu de impact personal în viața fiecăruia dintre noi este Duhul Sfânt mângâietorul. Ăsta e titlul pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos. Va veni mângâietorul. Rolul mângâietorului este într-adevăr să ne mângâie în încercările și în problemele cu care ne confruntăm. Este într-adevăr să ne folosească pentru mângâierea celor din jurul nostru. Dar cea mai mare mângâiere pe care ne-o aduce Duhul Sfânt când suntem prigoniți, când suntem hăituiți de necazurile și problemele vieții, este că nu am ieșit din planul lui Dumnezeu, că nu sunt întâmplări, că Dumnezeu n-a pierdut controlul și că tot ceea ce trebuie să facem este să rămânem statornici în credința noastră. De aceea veți vedea în acele versete că spune: mângâietorul vă va aduce aminte, mângâietorul vă va inspira să știți ce să răspundeți, mângâietorul vă va călăuzi în tot adevărul, pentru că cea mai mare mângâiere nu este doar în momentul în care mă doare ceva, momentul în care sunt nesigur, momentul în care sunt amărât, sunt supărat, cineva m-a supărat și Duhul Sfânt vine și mă mângâie, spune: a, săracul de tine. Și asta e o mângâiere. Duhul Sfânt face și lucrul ăsta. Îți mângâie sufletul în încercările, în necazurile vieții. Dar mai mult decât atât, cea mai mare mângâiere este atunci când te doare, când te ustură, când te arde, să știi că ești în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu nu ți-a dat drumul, nu te-a scăpat, nu te-a abandonat. Asta este cea mai mare mângâiere. De aceea, dragii mei, avem nevoie de Duhul Sfânt, pentru că lucrarea Duhului Sfânt, atenție, ca mărturisitor, ca mijlocitor și ca mângâietor, nu este, implică puterea Duhului Sfânt, dar nu este neapărat lucrarea puterii, este lucrarea persoanei. Este o relație între tine și persoana Duhului Sfânt. Nu putem separa persoana de putere. Dar oficiul de mărturisitor nu aduce o explozie în boxa martorilor, în tribunal. Aduce o persoană. O persoană poate să depună mărturie. Când este vorba de mijlocire, cineva să mijlocească, să intermedieze, acolo ai nevoie de persoană. Acestea sunt toate oficii ale persoanei Duhului Sfânt, pe care nu o separăm de putere, dar e o interacțiune directă între credincios și persoana Duhului Sfânt.
De aceea, avem nevoie de Duhul Sfânt să locuiască în noi. Avem nevoie de toate lucrurile pe care le face Duhul Sfânt. Avem nevoie să fim iluminați de Duhul Sfânt. Lucrul acesta s-a petrecut și în vechime. Avem nevoie să fim inspirați de Duhul Sfânt. Lucrul acesta s-a întâmplat și în Vechiul Legământ. Ce nu s-a întâmplat în Vechiul Legământ și trebuie să se întâmple astăzi este the inhabitation. Asta înseamnă nu numai iluminare, nu numai inspirație, ci înseamnă instaurare. Traducerea liberă a cuvântului inhabitation înseamnă instaurare. Când Duhul Sfânt vine să locuiască în noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Ce rugăciune să facem noi la încheierea acestui serviciu în ziua cincizecimii, în ziua în care sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt, decât ca Dumnezeu să ne boteze cu Duhul Sfânt, să ne umple cu Duhul Sfânt și să ne controleze și să ne folosească prin puterea Duhului Sfânt. Ne rugăm cu toții.